Un tânăr în vârstă de 20 de ani a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce autoturismul în care se afla a părăsit partea carosabilă și s-a izbit de un copac de pe marginea drumului pe raza localității Câmpeni. La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul punctului de lucru Flămânzi cu auto specială de stingere și modul de descarcerare, dar și o ambulanță aparținând Serviciului Județean de Ambulanță. Aceștia au constatat că cei doi tineri care se aflau în mașină în momentul producerii accidentului erau ieșiți din interior și doar pasagerul avea nevoie de îngrijiri medicale. Acesta a fost preluat de echipajul medical și transportat la spital. Pompierii au asigurat măsurile de prevenire a incendiilor prin deconectarea bornelor de la bateria autoturismului. Având în vedere faptul că județul Botoșani se află sub incidența unui cod galben de burniță și polei, pentru a preveni astfel de evenimente, pompierii recomandă conducătorilor auto să dea dovadă de prudență la volan, să respecte toate regulile de circulație pentru propria lor siguranță, dar și a celorlalți participanți la trafic.